Bun venit și bine v-am găsit la un nou episod de pe Wheel of Comedy 774. Sunt aici cu tovarășul meu Dani, prietenul meu, camaradul meu, youtuberul meu. Și aici cu domnul Andrei, a.k.a. Asasinul. Se știe. Fiind sărbătorile, o să avem un episod special în care vom vorbi despre cadouri. Cadouri. Ah. Ăla e altul. Despre cadouri și mai exact cadouri pe care le-ați primit. Și ce înseamnă ele? Nu vă temeți, nu e paie. Ești fumat, e clar. Hai să începem. Primul pe listă. Cu ce începem, bă, băiatul? Deodorantul. Deodorantul. Toată lumea primește deodorant. De sărbători. Știu că tu ăla care ai primit cel puțin odată un deodorant. Ce înseamnă acest deodorant? Oare ce înseamnă? Zic eu. Spune. Zic eu. Când primești deodorant, înseamnă că puți, mă. Puți. Exact. Bă, deci, când cineva îți dă cadou un deodorant, vrea să zică ceva, bă, miroși. Ai tăi și toți prietenii tăi și părinții și toată familia au sesizat că... Duhnești. Puți. Du-te. Spală-te. Exact, du-te și te spală. Există o chestie numită dușă. Pa la subțoară, că acolo miroase. Ce mai avem, ce mai avem? Emi nu plânge. Cameramanul nostru Emi aici de față cu noi în direct și în reloare. Și nu zâmbește. Deloc nu zâmbește. Are un zâmbet ăsta plângăreț. Se uită la noi ceva. Un articol vestimentar, un alt cadou pe care îl primim des este un articol vestimentar pe care nu-l vom purta niciodată, nu? Da, din păcate. De acolo ai luat tricoul ăsta. Nu, să știi că poți să-l luat chiar. Adică nu-ți place tricoul meu, să înțeleg. Niciodată. Bine. Așa, un articol vestimentar. Ce anume? Un plover, un hanorac, o pereche de blugi care nu-ți vine cum trebuie, eventual mai strâmtă sau mai mare, cu vreo 5 mărimi. Cam așa. Gama aceea de produse care gen ploverul lui tataie, care... A fost țesut de străbunic. Exact, deci pe bune. Acestea sunt articole pe care papuci nu le poartă de casă. Nimeni. Bă, dar nimeni nu le poartă decât când se duc în vizită la familia lor. Dar te îmbraci în lift. Da, deci, ca să nu râdă lumea de tine în autobuz sau în metrou sau în taxi, dacă ai bani. Da. Da. Eu mai nou am. Îți mulțumim pentru că ne jignești. Nu mă laud cu nimica. Pentru cei care se uită, eu nu mă laud deloc. Nu fac mișto de el, că îl cunosc. Băi, trebuie să-ți cumpăr o curea, următorul articol pe care... Mie. Următorul cadou. Și ce înseamnă asta? Ne-am plictisit să-ți vedem crăpătura. Păroasă. Vezi că curul meu nu e... De fapt... O să-ți dăm cadou și o fumă de rat, nu, să știi. Nu, să știi că nu eu e problema. În schimb, Nu eu e... Nu e pai. Nu e pai. E ok. Wow. Wow. Deci e groaznic ce e acolo, nu știe nimeni. Dar e un abis întunecat care poți să vezi infinitul și crede-mă, nimeni nu vrea să vadă infinitul. Nu te cred. Oba, da. Am un prieten. Hai să-i spunem Alex. Băi, și mereu îl vedeam pe tipul ăsta, oriunde era. Se așeza, dacă se așeza undeva și era în fața mea, nu puteam să mă uit în față. Deci, efectiv, dacă îi dai în față, dai. Știți poveștile despre gențile femeilor? Găurile negre în care încape orice? Cam așa se vedea găoaza aia, efectiv. Deci te uitai acolo, nu vedeai nimic, era un abis negru. Ușor, stai să șterg, transpirația. Nu, că încă sunt șocat, scuze. Pe mine m-a afectat toată viața, o să treci peste. Spuma de ras. Poți să folosești și acolo. Ca să poți să razi acea crăpătură. Măcar abisul nu va fi așa de întunecat data viitoare, adică e ok. Spuma de ras ca să tai pisica jos de la sub ras. Da, ești păros. Sau păroasă, nu știu cine ești. Dă-ți mustața jos. Da, radă-te. Cine te-a văzut? Cine te-a văzut? Și-a dat seama. Trebuie să dai jos blana de pe tine. Lasă șuvița. Șampon. Of, Doamne, șampon, încă un articol igienic. Articol, ai ceva cu cuvântul ăsta cu articol? E un articol de igienă personală. E sau nehotărât? Nu știu. Eu nu gramatică. Eu nu gramatică. Eu niciodată. Băi. Nu e pai. Zi, ce înseamnă șamponul? Șamponul. Au văzut că îți lucește părul în lumină. Ieși afară și părul tău este ca oglinda și nu de la gel. E lipicios. Ca ceara. Atârnă.
Atârnă. Mai are un pic și se transformă în codițe. Dreaduri. Deci, și nu de alea bune. Emi, lasă camera. Lasă camera. Nu mai atinge da? Camera. Deci cu acum, dacă primești șampon, înseamnă du-te dracu și te spală din nou, dar de data asta și la cap. Nu doar pe corp. Nu doar sub țioara pute și părul nevoie de atenție, ok? Bun. Ce mai avem, băiatule? Ești bine? Ești aici? Încerc. M-a luat plânsul de câte ori am primit șampon. E ok. Eu nu. Nu. Pe mine m-a făcut lumea așa cum sunt. Fetelor, este singur? Este single? Deocamdată. Când prietenul tău cel mai... Un alt cadou prieten, când prietenul tău cel mai bun îți face cadou o femeie, o iubită. Există astfel de cadouri? I'm so lonely. Cană. Cană? O cană, da. O cană. Ai primit căni. Știu că am dat o cană. Dar ai dat o cană? A fost mișto. Nu în cap. Cadou. Am dat o cană odată și a ieșit chiar bine. În cap? Nu, cadou. Vorbim de cadouri, episodul cadouri. Nu episodul cu datul cu lucruri în cap. Ăla e altul. Am înțeles. Nu ne mai încurca. Ce înseamnă cană? Păi cană înseamnă... Nici o idee. Înseamnă că nu ne pasă de tine, du-te și ia-ți singur cadou. Nu e, ești neimportant și nu vreau să dau atâția bani pe tine. E mai rău să plătesc prea mult pentru cadou. E mai rău că în momentul ăla în care îți dă cadou bani, efectiv. Da, bani, pentru că asta e următorul pe listă dacă ne uităm aici, bani. Exact. Nu știm cine ești, nu ne pasă, ia-ți singur cadou. Timpul meu e prea valoros ca să stau să-ți caut ție ceva. Habar n-am cine ești. Da, adică... Mai am fost acum câteva zile la ziua unor prieteni, știi? Bă, ce să iau? Le-am luat băutură, n-aveam de ales, adică nu știam ce să le iau. Dar nu, cana e mai nasoală pentru că, pe lângă faptul că nu-ți dau bani și o să iei ceva care îți trebuie... Și nici nu vreau să dau banii pe ceva scump ca să-ți dau un cadou. Așa că îți dau o cană, poate o folosești când îți bei cafeaua de dimineață. Sau ceai. Sau Coca-Cola. Sau Cola. Nu avem sponsor. Nu sponsor. Nu e pai. Singurul sponsor aici e Emi, care a venit cu camera. Mersi, Emi. Ne sponsorizează cu curul. Cu ce? What? Dacă voi ați înțeles această glumă, vă rog, lăsați comentariu pentru că pe mine mă depășește. Următorul articol, o Biblie. Da. Nu știu ce înseamnă, nimeni nu știe ce înseamnă. Bineînțeles, și noi ne întrebăm câteodată de ce o păstăm, o punem pe masă. Dar nu contează, noi o ținem aici, ne aduce și că ne aduce noroc. E cu noroace de sărbători. Citim acolo, căutăm în secțiunea despre moșul ce s-a apărut el pe lume. Bun, trecând peste și trecând mai departe... Tu treci peste, eu nu trec niciodată. Băi, nasol de tine. Trecem mai departe, planta. Planta? Și nu de aia, nu e pai. Nu, nu un pai, e o plantă ca oricare alta. Că prietenii aia care îți dau plantă e bună. Da. Nu e pai. E ok. Ți-am luat deodorant, ți-am luat spumă de ras, ți-am luat articol de îmbrăcăminte, am văzut că poți să le folosești. Acum ți-am luat o plantă, ești gata să ai grijă de altceva în afară de tine. Exact. Înveți să fii responsabil pentru viața altei creaturi vii. Nu te teme, este un test. Va trebui neapărat să știi de unde poți să găsești aceeași plantă cu același chiveci, ca în cazul în care moare și îți vin părinții sau prietenii în vizită care ți-au dat acea plantă, să poți să-ți cumpere alta exact înainte. Adică trebuie să le demonstrezi, bă, uite, am avut grijă de ea, mi-a păsat de cadoul vostru, n-am lăsat-o să se usuce în fața soarelui, n-am dat din greșeală cu cotul peste ea când eram bea și a căzut pe geam, nu s-a întâmplat, dar, nu, frate, e bine. Și nu uitați să puneți plovorul de unghi. Da, nu uitați că vin în vizită și vor să-l vadă că portați haine de la ei, pentru că nu le-a plăcut cum te îmbraci. Și ultimul, și care este un cadou care poate nu înseamnă cine știe ce, dar alcoolul. Alcoolul? Primește o sticlă de alcool. E cel mai ciudat atunci când primești asta de la părinții tăi când încă nu ai primit 18 ani. Ăsta e un semn că... Cred că e un test. Un test? Cred că e un test. Vor să vadă dacă o ții și se pune praful pe ea. Și vă recomand să faceți acest lucru pentru că părinții vor observa întotdeauna când sticla este în casă sau nu. Sau este evident adică... pentru părinții tăi, când primești alcool, este evident pentru părinții tăi că... Ești alcoolic. Out.
ce vor să spună ei de fapt este să o lași mai ușor cu drogurile și cu paiele. Da, da, da. Adică știți momentele alea în care ajungeți acasă, nu știți cum ați ajuns acasă și credeți că nu v-a văzut nimeni? E, părinții voștri erau mereu acolo. Și un ultim lucru, dacă primiți aceste lucruri și nu vreți să le folosiți, nu aveți în afară de bani și paie. Ales bune. Așa, în afară de asta, nu e paie. Nu-i paie. Nu-i paie. În afară de asta, dacă primiți curea, plantă, Biblie, orice lucru, dați-le mai departe. Cadourile second hand. Cadourile second hand. Cadouri second hand, vă duceți, dacă sunteți în preajma, În preajma. Da, club sportiv, da. Club sportiv. Nu-i pai. Nu, că noi n-am fumat nimic, ok. Deci, în care... Tu n-ai fumat nimic, eu am fumat țigări. Și am mâncat eclere. Emi? Emi? Ok, deci se știe, și vorbim aici special de o sărbătoare în care se practică foarte mult chestia asta. Și mai ales acea sărbătoare, care nu zic cum se numește, dar se dau multe mărțișoare. Da, și aici ne uităm la voi, fetelor, știm că în cealaltă sărbătoare, mărțișor, vă dați mărțișoare de la una la alta. Exact. Alea de acasă le dați la școală și alea de la școală le dați acasă. Exact, se știe, nu e un secret, toată lumea știe, nu dați doi bani pe mărțișoare. N-am văzut în viața mea o fată să cumpere un mărțișor. Am un prieten, a luat niște mărțișoare pe niște fete și le-a găsit a doua zi într-un magazin. Ele le vindeau. Eu odată am primit un mărțișor pe care eu l-am dat. Ce? Deci, da, eram în clasa 7, am dat un mărțișor unei fete, asta i-a dat-o o altă fată, aia i-a dat-o o altă fată și fata aia mi-a dat mie mărțișor. De ce ți-a dat un mărțișor? Nu știu. Ai ceva să ne spui despre copilăria ta? Aveam plete. Nu e pai. Nu era pai? Nu e pai. Nu era nici paiu? Nu e pai. Lipsea paiu, dar aveai plete? Wow. Prea mult? Wow. Ok, wow. Bun, deci pur și simplu avea... Scoate Biblia din cadru. Nu că nu e în cadru, știu, cadrul e până aici. E ok. Da, deci cam asta a fost pentru episodul acesta, pentru acest video, pentru... Pentru preazma asta. Da. Pentru alte videouri care vor urma, o să aveți link-uri la final, o să aveți link către canalul lui de YouTube. Omul face picturi, ce mai faci, mă, pe acolo? Le și sparg câteodată picturile. Le și sparge. Dacă și nu mi-a plăcut ce am pictat și nu e... Picturile se sparg. Se rup. Păi, zi așa. Păi da, numai noi să ne spargem ce picturile, nu se poate să spargă. Bă, nu știu cum spargi picturile. Mă rog, băi, dacă pictez pe geam... Cinstit. Deci cam asta a fost pentru acest episod, o să aveți link-uri la final și ne revedem în videoul următor. Salut! Nu e pai. Niciodată.